Da, ne-am reîntors. Azi avem, nu, conferință de presă. Nu, Dorel, la... așa m-am încălzit cu tine la discuțiile anterioare. De când am văzut că ai început să te decojești ușor, ușor. Mi-am dat seama că am ratat, mi-am ratat viața. Pentru că de ce? Pentru că la 31 nu eram nimic, la 40 n-am... Uite-te la mine. Dacă tu zici, da, uite la... Eu ce să mai zic? Tu pui întrebările, eu răspund. Eu mă uit la... Deci eu, facem noi. Noi, în general. Uite un picuț așa, la o chestie simplă. Tu măcar ești frumos. Frumos de bătrân, frumos de grizonat. Mulțumesc, știi, da, nu. Nici nu știi câte fete sunt. Suspină. Că... Deci eu nu, iau un suspin. Că eu când merg pe stradă, când merg pe stradă, e așa un suspin, știi? Și nu știu de ce, adică mă gândesc, bă, le merge greu, un oftat, așa, deci de-aia, știi? Ce vreau să spun, uite un picuț în județul Suceava. Da. Că facem așa o analiză. Mă uitam pe drumuri. Mergi pe drumuri. Da. De unde vin drumurile alea? De la... Nu. De la 27 de ani în urmă. De la împușcat. Da. În marea lor majoritate. Mm. În marea lor majoritate. Eu vorbesc de... Au apărut drumuri județene pe aici, pe acolo. Mai am făcut o bucățică. N-am reușit să terminăm, spre exemplu, legătura aia cu Bilborough, ca să fie un alt drum. Se face, dar n-am reușit să terminăm. Eu aia spuneam. Știi? Și vorbim de 27 de ani. Făceam odată, cineva o comparație, spus, bă, 25 al Ceașcă cu 27 ai ăstora, bă, ne-am dus dracu, adică n-am rămas pe nicăieri, știi? Așa. Mă uitam la mine acasă, pe DJ-ul ăla pe care circul eu, da? Și pe care circulă și colegul nostru, George, da? DJ-ul. Eu, crescând acolo, în zonă, am plecat de la Pietriș, de la Balastru pe drum, ăsta e adevărul, deci noi mergeam cu bicicletă de aia cu trei roți, știi, că eram foarte fudul, aveam o bicicletă și mergeam cu aia, băgam cu aia prin bade, n-aveam aer, știi? Eram mățățel. Am trecut după aia la Next, la asfalt. Ce s-a întâmplat cu povestea aia, cu drumul ăla care merge și te duce până la Iași, dacă vrei neapărat, înțelegi? Drumul ăla. Nu s-a întâmplat nimic semnificativ în toți anii ăștia. Decât petice și a rare ori câte o dunguliță. Nu modernizări, nu, 27 de ani. Și lucrurile, vestea proastă știi care e, nu? Vine Leocadia și o să ne spună că nu se întâmplă nimic în continuare. Hai, Dorel, lasă-mă. Nu, dar vin băieții ăștia, oricare ar veni, vin și ne spun, băi, știi, sintagma e foarte faină, mi-a plăcut, știi, când spunea la Sucevița, avem o veste bună pentru cei de la Broșteni, dar nu o dăm acum pe goarnă. O dăm mai târziu. Mai ieri sau alalt ieri spunea Tudose, avem o veste bună și cu TVA-ul ăsta Split. Dar nu o dăm încă. Se aplică, nu știu cum, avem, modificăm. Dar încă nu o dăm pe goarnă. Vă dăm mai târziu, așa, ca să o puteți duce, așa, înțelegi? Adică, cam ăștia suntem. Prietene, înseamnă că nu mai înțelegi ce s-a întâmplat la Sucevița. Păi, la Sucevița. S-a întâmplat ceva la Sucevița, da, acum. Știi că a fost primul guvern când a picat după o ședință pe la Prahova, mi se pare, că a fost un cex. Din ala așa mai săltăreț, nu se întâmpla nimic, așa după ședință, surpriză, a picat Grindeanu. Doamne, ești. Aici, la Sucevița, n-a mai picat Tudose. A picat Dragnea. Da. A picat puțin în genunchi. Acum nu știu cât o să stea. Are amândoi genunchii la pământ, are doar unul. Știi că și în momentul ăla de sta cu genunchii pământ se poate chema că vrei să-i startul și ești plecat din pole position. Sau... Adică, știi, și sportivii de performanță, tot așa pleacă, cu genunchii pământ. Dar e de văzut, e de urmărit. Sucevița a însemnat pentru PSD, cexul de la Sucevița de acum două săptămâni a însemnat ceva interesant. Ce a fost începutul sfârșitului? Nu știu. Întotdeauna există un... Știi cum istoricii își dau seama? Bă, acolo a fost momentul, nu în altă parte. Acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar eu cred în continuare că la Sucevița s-au văzut multe lucruri. A fost unul dintre cele mai lungi cexuri. Și de acolo i-am văzut. Ieșea Mișa, ministrul de finanțe. Bă, avea un discurs care nu prea bătea acolo lui domnul Dragnea. Ieșea minunatul ăsta de cuc. Numai tâmpeni a spus. Pe bun, numai tâmpeni. A venit și momentul cu Sevil Șaidei și Rovana Prum și s-a închis butelia. Eu sunt foarte curios când intre și pentru Olguța. Eu sunt foarte, foarte curios. Pentru că sunt câteva... E stilul ăla de ministri țață. Exact același lucru. Ministru țață. Da. La fel era și Cuc, la fel și Leucade. Eu nu știu de ce mai ține. Vorbesc foarte serios. Nu știu de ce mai ține. Mi-a plăcut în schimb, uite, vezi? Mihai Ilie, parcă așa-l cheamă pe ăla cu... De la Alde. Ilie, nu. Ilie, sigur, dar nu. Viorel? Viorel Ilie. Parcă așa. Cum spui tu? Dar, din zona Felix Tătaru, știi, ca să ne înțelegi. E un flăcău care câștigă și eu la fel. O căruță de bani și nu face absolut nimic. Absolut nimic.
Da, ai văzut în viața ta ce bine să fii ministru pe relația cu Parlamentul, nu? Parcă așa ceva. Da. Nu are rost. Da. Mai, da. Ministru pe relația cu Parlamentul. Deci hai să mai inventăm niște bani care să mai dăm iarăși un minister. Hai niște flăcăi, hai niște directori, hai o aparat, hai birocrație. Secretarii de stat, hai birocrație, de stat, hai să fie nou, bine, să nu fie rău, să le dăm la flăcăi chestii de unde, știi? Ministru pentru relația cu Parlamentul. Wow! Băieți, voi vreți să rezolvați treburile sau vreți să le încurcați? Nu, noi vrem să câștigăm niște bani așa, fără să muncim. Păi ce n-am spus așa? Hai, tu ministru pe relația cu Parlament. O să urmeze ministru pe relația dintre camerele Parlamentului. Adică să înființa un minister care să ia documentele la Camera Deputaților, să le ducă la Senat. Și invers, dacă și Senatul invers. E cameră da. Decizională, să o domni invers, de la Camere la Senat și de la Senat la Camere, dacă e Camera Decizională. Da? Adică să facem o treabă serioasă, bă, să facem, introducem ISO, da? Până la capăt. ISO 2018. Hai ca să fie o treabă serioasă. De centenar să mai facă băieții ogolănii. Nu înțeleg de ce trebuie toate. Trebuie asta, dar probabil că... ziceam de miniștii țață, da? Așa nu o să facă niciodată nica. Și nu o să te chinui prea tare cu ei. Și nu o să-i vezi foarte, foarte pregnant în politică, dar aici vor pune amprenta, într-un fel sau altul. Corect. A rămas domnul Viorel Ilie? A rămas. A rămas. A rămas, pentru că a spus Tăriceanu, nu, PAC, așa rămâne, că dacă nu, noi plecăm. Bun, dar acum hai, povestea guvernării... De ce să vrei tu neapărat să ții la băiatul ăla? Care e ideea? Zici că de principiu, nu? Noi respectăm un principiu. Nu se știe principiul lor. Ei respectă principiile lor. L-ai văzut ieri în Parlament, după discursul Ovanei Plumb, apropo de ridicarea imunității și se poate să fie, nu știu... Nu s-a ridicat. Nu, clar. Deci nu s-a ridicat. Nu era o noutate. Se știa că încolo mergem, dar ideea e următoarea. Ea îmi povestea, mamă, ea n-a făcut, n-a adresă, așa mai departe. Bă, și dacă ești neprihănită, dacă ești cu tare, bă, care e problema? Adică, bă, tăte, cum mă prezint, bună ziua, asta se știe, asta nu? Nu, prietene, nu, aici nu sunt de acord cu tine. Nu, cadem în capcana asta, Coldea Chioveși, prin omul fără de pereche al țărișoarei astea. Așa s-a mers și înainte, așa s-au făcut abuzele în țara asta, ani de zile. Sistemul ăsta, Coldea Chioveși, tu trebuie să-ți dovedești nevinovăția în instanță. Am, dar nu asta am spus. Nu, păi nu, că asta... Nu, eu sunt de acord că nu, că nu-i corect, nu, că nu-i normal, Dorel, că nu-i fire, sunt de acord grav, cu tine. Grav ce spune, nu, că dacă te zici, doi, eu sunt nevinovat. Știi până când? Până când ultima instanță, definitiv și revocabil, mă condamnă. Până atunci sunt nevinovat. Știi ce spunea, ți-aduce aminte de ce declara Niculescu de la Argeș, cel care a luat 9 ani cu executare, pe bună dreptate? Ce spunea când, mă rog, făceau toți băieții ăștia, inclusiv Ponta, Dragnea și mai departe, scut în jurul lui, pentru că omul era bolnav și nu putea merge. Știi ce făceau acolo? El spunea că este nevinovat. Că se leagă de el și așa mai departe, în condiții în care omul a comis-o. Vrei să-ți dau exemple din nevinovăție? L-am dat și ieri. Cum crezi că poate judeca instanța? Tu spui că instanța judecă în defavoarea lor. Nu, hai să spun eu nu cum, am cum... spus că judecă instanța în defavoare. Nu avem voie să cădem în panta asta, în acuza, că tu așa ai început. Domnule, l-am cunoscut și cred că l-ai cunoscut și tu. O să spun după ce cine este vorba. Un om care, mă rog, și-a făcut treaba. La un moment dat era în zona, nu știu, în zona ACFR-ului, ca să spunem așa, însoțitor de tren, ceva de genul. Asta a fost un control ceva mare, acum 3 ani și ceva. Dacă mi-aduc eu bine aminte, 40 de lei prejudiciu. Asta l-a găsit cu bănuțul. A luat 3 ani și 4 luni. Pentru prejudiciu, uite și dau un exemplu dintr-o zonă, ca să nu fie neapărat cea a PSD-ului, da? Dorin Cocoș, 9 milioane prejudiciu. Ca să nu mai spun de celălalt Felix, de Motanu și așa mai departe, cu 60. Da, foarte mulți, da, foarte mulți, toți, foarte mulți, sunt o grămadă, da? Ăla a luat 2 ani și 6 luni. Au ieșit amândoi. Unul cu un prejudiciu de 9 milioane, celălalt cu 40 de lei. Au făcut pușcărie câte 2 ani. Ăla a rămas cu 9 milioane, ăsta a rămas cu 40 de lei. Mai înțeles ce spun? Nu, apropo, că, știi? Adică e ceva de genul, auzeam ieri o poveste. Bă, zice ministri, a ieșit Guzganian. Ăla care plângea și pe care îl miruia o tipă, bă, Jipa, Jina, Jianu, habar n-am cum, deci nu mă interesează. Venea și care plângea în Parlament, zice, nu mă dați pe mână lege. Ăla spunea, nu se poate, nu chestii, nu dădea de mâini și așa mai departe. Ne învăța ce înseamnă, mă. Noi nu suntem, și mai ieși și Nicolicea să ne spună, că de fapt ei nu sunt demnitarii, nu sunt apărați, ei sunt cetățeni ca oricare alt cetățean. Păi și dacă e cetățean ca oricare alt cetățean, de ce așa? Cine l-a primit pe cetățean de binomul Chioveși și Coldea? Nu știu. Pe cetățean. Nu știu, cine l-a apărat? Ai văzut ce a ajuns DNA-ul în ziua nu, la cine l-a apărat pe cetățean? Ai văzut cum se cea că ei? Băieții ăștia ajung acolo pentru că e nehaleala. Cine l-a apărat pe cetățean? De Chioveși și Coldea. Noi vorbim doar de demnitare. Stăm și plângem pe la colțuri că s-a luat de Dragnea, că s-a luat de, nu știu, de unul, de altul și așa mai departe. Nu, ca idee. Nu, eu nu vorbesc că noi plângem. În general, adică, știi,
Păi cetățeanul de rând, cine îl apără de sistemul ăsta, dacă există, dacă funcționează? Păi vezi? Păi ai atâtea dovezi că există. Ai atâtea dovezi. Eu nu spun că nu. Mi-ai. Mă uit ce se întâmplă zilele astea orice... FDN-ului cu glumițele alea. Povestea asta cu binomul. Că vezi și un fel de Elena Udrea DNA-ului. Povestea asta cu binomul s-a mers numai în jurul demnitarilor. Numai în jurul demnitarilor de rang mai mare sau mai mic. Pe cetățean. Da. Cine îl apără de imperfecțiunile legii? De câte ai auzit tu că îl modifică ăștia codul penal, că ordonanța 13, ce făcea ordonanța 13? Modifica dreptul lor de a face, de a pune mâna până la un anumit barem. Ca și bani. Da. La cetățean. Și Uniunea Europeană ți-a spus unde este baremul? O secundă. Iar Uniunea Europeană, referitor la povestea asta, ți-a spus foarte clar, după ce a ieșit toți în stradă și a luptat, USR, SRI, toți acolo, a zis, băi, dar totuși nu putem să condamnăm a priori că așa... Trebuie să existe, știi? Vorba ta, cum adică, de vreme ai spus, ăla a luat 40 de lei, ăla a luat 9 milioane de euro. Te rog frumos, nu-i pune pe toți în aceeași oală. A, păi eu asta... Nu, cetățeanul. Pe mine mă interesează cetățeanul de rând. Pentru că aici discutăm de două lucruri. Cetățeanul de rând n-are o... Nu merge la o... Către, nu știu, către cetățenii lui și zice cetățeanului, bă, nu lăsați pe ăștia să mă bage la pușcărie și să mă cerceteze în libertate și așa mai departe. Cetățeanul de care spuneam eu, l-au luat din activitate, da. Ca să înțelegi, omul l-au prins cu acei 40 de lei, l-au luat și n-a mai văzut lumina decât după 2 ani și ceva. Lumina libertății, ca să zic așa, da? L-au luat în momentul ăla. Când vorbim de băieți ăștia, ba e bolnav, ba parlamentul, ba nu poate, ba de-aia, cum îi zice, control judiciar, ba mai e ăsta, plecatul, cum îi zice, Sebi, Sebastian, știi? Ba vine băiatul și plătește, nu și-a întrebat nimeni. De unde a avut Sebastian Ghiță cash? Cât a dat ăsta, mă? Câteva milioane, nu știu, 3 milioane, ceva de genul ăsta a dat, a pus cash, a plătit cauțiunea. Are bani. E Sebastian, adică... Despre ce vorbim aici, da? Cetățeanul, relația, că de asta discutăm. Ai o foaie apată? De cum e cetățeanul și cum e el, demnitarul. Și mă stradă. Păi vezi? Hai să facem revoluție, hai să punem instituție la punct, hai să schimbăm legea. Cam asta trebuie. Păi de aici. Tu faci parte din legiuitorul județului. A, da, dar lucrez ca legiuitor, știi în ce, nu? Ca și cadru. În cadrul legilor pe care ei le fac. Eu nu inventez legi. Legile sunt bune. Eu nu inventez legi. Eu le fac, noi facem acolo legi în cadrul unor legi pe care sunt deja făcute. Ca să înțelegi, Mihai. Doar tu ești la bază, tu la bază ești jurist. Da. Adică trebuie să știi. Nu inventăm noi legi. Nu vine Consiliul Județean Constanța și spune eu vreau să pun o lege cu apa. Bă, da, dar nu există la nivel național, adică noi, Parlamentul... Alo! Nu merge. Nu, o secundă. Legea se încadrează în sistemul legislativ. Pe baza unor realități morfofiziologice ale acestui teritoriu și acestor oameni, da? E, nu poți să-ți vii tu la Constanța să spui că apa va curge la deal. Că nu poate să curgă la deal, pentru că ea curge puțin la vale. Sunt și cazuri, adică e spănet care curge la deal. E propriu spus, așa? E o iluzie, optică destul de interesant. Da. Doar în cadrul ăla poți să faci, băi, dacă, bine, ia curge, dar hai să o ramificăm la 10, hai să stabilim un preț, adică e normal să fie așa. De-aia te întreb și eu. Tu faci parte din legiuitorul acestui județ, nu? Da. Ești unul din cei 37 de posibili președințe Consiliului Județean și ceva. Nu, te duci prea departe. De ce? Că nu m-am interesat niciodată și nu mă interesează povestea. Dar nu, îți spun că cine ești. Dar nu, eu sunt Dorel Dulceu, Consiliul Județean, punct. 37, câți consilii județeni are PNL are județul? 21. Deci tu ești... Din cei 21. Da. Deci ești unul din cei 21 de oameni care ai putea fi președintele sau vicepreședintele acestui județ. Nu. Eu sunt unul din oameni care nu interesează. Asta e legea, Dorel. Eu sunt unul din cei care nu interesează. Nu, legea spune, legea Mihai. Legea spune că poți fi vicepreședinte. Nu poți fi, dacă îți dorești, poți fi. Mona, înainte de a condiția putea, ca să și fii, este ați dori, în primul rând. Poți, nu? Poți. Dacă îți dorești. Vrei. Uite, tu nu-ți dorești, dar poți fi. Deci rămâi cu bagheta de mareșal în traiță. Poate să fie. Că nu scoți ca să o arăți, că nu vrei să o pui, dar e altceva. Toți avem baghete de mareșal în traiță, mai într-un fel sau altul. Cine mă apără pe mine de prostiile pe care le faci tu în Consiliul Județean și ceva? Legea. Care? Legea României. Am înțeles. Legea administrației publice locale, legea. Păi legea o aplică. Uite, vezi, eu în Consiliul Județean, eu nu am acea poveste rămită pe care au băieții ăștia care merg în Parlament, care numește imunitate parlamentară. Eu nu am. Apropo de asta, Mihai. Da. Ți-ai dorit și un pic de imunitate? Nu. Mi se pare corect ca nimeni să nu aibă. Deși voi la fel cum mi se pare corect... Voi v-ați dat salarii mai mari, dar nimeni nu v-a întrebat. Eu nu, mie nu. Nouă nu. Cum nu?
De la 1 ianuarie veți avea salariile mărite, indemnizațiile mărite în Consiliul Județean. Mihai, noi discutăm astăzi, nu discutăm despre lucruri ipotetice. Eu astăzi, tu știi foarte bine despre ce vorbim. Nu? Sau crezi că nu s-a buget? Poftim? Deci eu cred că nu se va întâmpla. Asta e o părere personală, dar discutăm atunci. Eu asta spun. Deci eu n-am imunitate. Eu. Și sunt ales ca și ei. Într-o oarecare măsură. Nici nu fac declarații politice, nici nu te ceți, nici nu vrei la butoane. Tu simplu consiliu. Păi nu fac eu, uite aici, declarații politice. Ia. Vrei declarații politice? Da. Uite, o să fie bine. Băi, Șanu, îi prezint ambasadorul Emiratelor Arabe Unite oportunitățile de investiții în Suceava. Astăzi, probabil... Am mai făcut-o și Gheorghe Fluturi. Deci ai arătat-o? Care sunt oportunitățile? Că nu știu ce a trimis asta aici. De așa? Da. Noi vedem în Suceava oportunități de afaceri. Eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Tu ai sentimentul că cineva, dacă se află, mai ales în 2017, dacă se află că există oportunitate de afaceri undeva, nu află băieții ăștia în 2017, la ce avem noi? Tu ai sentimentul că trebuie să vină un ambasador și vine ambasadorul și eu îi spun ambasadorului că Nenea Ghiță știe să filmeze, dar ce el nu a văzut, ce producția are Nenea Ghiță, vine la mine, vezi, să-i prezint eu. Asta e, știi, un fel de... Hai să ne scărmănăm puțin unul pe altul. Bună ziua, bună ziua, am venit la dumneavoastră. Dar de ce ați venit? De fapt, ce se întâmplă? Pe chestii de genul ăsta se maschează altceva, cu totul altceva. Înțelegi? Cu totul altceva. Vine ambasadorul, vine șeful grupului de prieteni, de ce așa? Mie mai crește un pic self-esteem-ul, ți mai crește un pic puterea în zona ta în care vrei să te joci. E, știi cum e? E momentul ăla. Cât mă costă... Ca să vii până la mine. Ca să vii până la mine, să te dai mare, știi? Și ce faci? Îți prezintă... E ca relația, vrei să spui ca relația cu nevasta când mergi undeva și spui ceva de genul... No. Iubita, câte sute să-ți dau ca să mă lași să fiu și eu cocoș, ca după aia să-mi revină? Exact, exact! Și te duci și prezinți prietenii tăi, pe doctorul nu știu care, pe nu știu care, și tu bună ziua, domnule Chira, dar voi sunteți prieteni de șpriț, adică la fete, la discoteci, la alea, la valul, dar... A, domnule Guriciu, mă bucur că te-am auzit despre dumneavoastră! Vai, și doamna să fie așa... Wow, păi a meu e un fel de... Deci ceva, lasă-mă după ce duc acasă, a doua zi SMS-ul, cum a fost? Perfect! Asta trebuia să fie. Hai, am marcat pentru hai. Bagă mare. Da. Da, da, da. Cred că te-ai zis mai frumos. Sau mamă, dacă îți dau vreo 200 de lor, mă las, mă dau cocoș. Bine, mă. Hai, du-te și tu. Așa la modul. Bine, mă. Vom avea căldură și în zamca. Mai ții minte când a venit Gheorghe Flutura cu, nu știu cât timp, cred că un an și ceva. Un an. Când a descoperit el din nou fotoliul de președinte al Consiliului Județean Suceava, ambasadorul Qatarului, oi, câte oi avem în județ? Cam 500.000. Aduceți oi, că-i groasă, să cumpere oi, pleacă exodul oilor din județ, o să fie banul. Where is the ship? Că nu știu. Dar nu-i nimic în țara asta. Băi, ne păcălim singuri. Ce Dumnezeu? Nu asta facem 27 de ani? Dar acum parcă ne-am, de când cu Facebook-ul și de când cu internetul, parcă am dobândit așa o dorință mai abitir de autoprosteală, pe bune. Adică a început să ne placă să ne dăm peste degete. Și dăm numai așa, facem poze și mă duc și filmez în casă, numai acolo nu-i curat, în rest e mizerii, dar nu, eu pozez de acolo, la mine, mă simt bine, fac sport, dar eu-s vai de capul meu. Hai că spune îndată primarul, că avem de vineri, avem căldură și în Zamca, ca să fie treaba clară, o să reparăm și drumurile, da, sau să le spun în direct nouă și în reluare. Asta la lucruri ce s-au întâmplat, adică ce se va întâmpla. Am deschis că ai nouă pagina 3 și Leocadia... Băișanu, am spus, Leocadia țățărit în ochi. Ca să fie acolo, Maricela Cobuz consideră, și asta e un lucru deja extraordinar că nu mai consideră, dă la prefectură, aflăm cu doamna prefect cu cine și unde au dat probă, spune, dă o anchetă pentru obținerea permisului de conducere autorii accidentelor grave din rutiere grave din județ. Asta înseamnă așa un fel de răspundere așa care trebuie să ajungă și în zona magistraților și multe alte din astea. Uite aici, firmele de pe șantierele Sucevei nu mai lucrează, pentru că de ce? Pentru că nu au bani. Am înțeles că cei care s-au ocupat de așa, așteaptă să vină banii de la București, cei 3 milioane și jumătate promiși, adică 35 de miliarde de lei vechi care vor veni și poate vor veni, poate nu vor veni. Vom vedea ce se va întâmpla. Cert este că Leocadia vine la Suceava și treaba o să fie bună, bună, bună de tot. Mihai, mulțumesc. Suntem pe final de emisiune. Mulțumesc pentru că am stat și am povestit de dimineața amândoi. Da, am povestit nimica de județul ăsta. Vreau să-ți povestesc. Dar județul a făcut tot. Ce să mai povestim de el? Județul funcționează, uite așa, merge ca un ceas elvețian. Ce să mai povestim de el? Nu ne-a povestit băieții că face drumuri? Uite așa, nu ne-a povestit uite băieții așa că face de toate? Uite așa scrie inimioara. Mică, mă gândesc că apare... Că vine Leocadia? Nu! Vine sfârșitul octombrie și vedem exact cât din cei 928 de milioane de lei vor fi dați. Dar nu știi? Ah, încă nu știu.
25% foarte mult. Dacă. Pariezi? Eu da. Fii atent, mă duc pe mâna... Adică merg prea mult sau cum? Merg pe mâna domnului Stan. Domnul Stan a zis peste 85-90%. Poftiți? Eu spun ce a zis domnul Stan. A, și mergi pe mâna domnului Stan? Păi de-aia el mi-a declarat-o în emisiune. Și ai curaj să pui, ai curaj să pui pariu? Păi dacă nici pe omul ăsta nu cred, pe cine să mai cred? Nu, dar ai curaj să pui pariu? Eu am pierdut vreo două pariuri cu domnul Stan. Nu, acum pierzi pe mâna domnului Stan, că zic așa, știi? Oare, cum zic, oare... Și mă gândesc la Gavo ăla, ca să știi, ca să știi că mai știu pe unul care dă un Gavo, știi, și făceam așa un trio de succes care putea să bălăcească într-un Gavo de n-ai văzut, știi? Așa pus sfârșit de săpărină, a? Am sfârșit de săptămână. Zi frumoasă, zile frumoase, Mihai. Să nu uităm, da? Absolut. Lumați, miercuri aici. Asta o spunem acum. Asta o spunem acum. Vreme frumoasă, vremuri frumoase. Sau nu, vom vedea că ne dau stăneștii Felix și cine mai e pe acolo pe la, și Tudoșii ne mai dau de la București. Asta apropo de vremuri, vremea e în regulă pentru că e soare în tot județul Suceava atunci când va veni el, când se va crăcăna de ziua și se crăcănează, sau mă rog, deja s-a crăcănat un picuț ziua. Noaptea o să fie un pic mai răcoare. Săptămâna asta o săptămână frumoasă, temperaturile în... în Suceava așa în jur de 23-24 de grade, oriunde ar fi ea, vorbind de cele diurne, cele nocturne, așa, pleacă din zona montană la 6-7 grade și ajung aici, undeva pe la 10 grade, în zona Deșes. Cam atât despre Suceava. Rămâneți cu noi, cu Bucovina TV, cu programele Bucovina TV, pentru că merită. Și nu uitați, ca să-l mulțumesc pe Mihai, să fiți frumos, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ, cu mine. Dorel, la revedere!